o săptămână când unii rebele își va relua pregătirile. Te rog să mă să ne spui ce înseamnă această pregătire de iarnă pentru unii rebele, veniri, plecări, obiective. Bună ziua și la mulți ani tuturor celor care urmăresc site-ul Alba Sport. Începem pe data de 25 pregătirea. Eu sper și îmi doresc din tot sufletul să nu mai plece niciun jucător. Se pare că după ar fi plecat la Ighiu, n-am nimic concret, n-am nicio ortie de cine la Ighiu. Doresc să facem o pregătire foarte bună în această iarnă. Să mai găsim niște sponsori să ne ajute să putem plăti cheltuielile și să mulțumim jucătorii care au dat dovadă de caracter și au rămas alături de acest club la greu. Și să încercăm o clasare în primele 6, eu zic că ar fi meritoriu. Aici, mai departe, la juniorii A1 încercăm să câștigăm campionatul la nivelul județului. La juniorii B, Elite, unde Vasile Orsu face o treabă bună, să scăpăm de emoțiile retrogradării. Că știți foarte bine, întâlnim echipe foarte, foarte bine organizate din punct de vedere și structural și financiar. Mai spun, ultima etapă am jucat cu cei de la CSU Craiova. Mi-au spus că la nivelul centru de copii și juniori și echipa de Liga a 3-a, unde tot copii sunt din același centru, au un buget de 6.000 de euro. Deci noi suntem departe la față, dar Vasile face o treabă bună și felicitări copiilor de la Junior B. În rest, încercăm să obținem o clasare cât mai bună la juniorii C, adică să terminăm pe locul 2 în locul 1, pot să spun așa, că ar fi a contat de cei de la Zlatna. La juniorii D, iar Gică Bran face o treabă bună și crește copii și sunt foarte mulțumit de jocul care prestează, cu toate că nu au niște rezultate extraordinare, dar jocul prestat de acei copii mă mulțumește extraordinar. Și la, mai departe, la juniorii EFG, unde ne-am calificat la Gheorghe... La N, parcă ne-am calificat mai departe, așa, Vasile Gheorghe și cu Doda fac o treabă bună. Ce te aștepți din partea suporterilor uniști, acum, în acest an, ca să zicem așa, de tranziție, pentru că toată lumea deja știe că din vară s-ar putea... Obiectivul nostru și al copiilor e să țin cât mai mulți copii, să nu-și dorească să plece până în vară, unde se face club sportiv. S-a demarat pentru crearea unui club sportiv municipal pe 26 ianuarie, știu că în ședința de Consiliu va fi și bugetată, am vorbit cu domnul Pleșa. Avem obligația până în vară să încercăm să menținem acești copii, să aibă viitor, să-și dorească să rămână la Unirea, că totuși, vedeți, acest brand produce în continuare. Sunt foarte bucuros pentru Cătălin Suciu, că, vedeți, a fost chemată la lotul Under 19, una mai mare pentru turneul de elită și nu știu, așa, am un feeling că dacă va apărea la acest turneu de elită, sunt convins că va fi în cei trei portari care vor face deplasarea la campionatul european. Așa simt eu. Pentru că are niște calități extraordinare, sper să nu mă înșel, dar primul pas trebuie să-l facă, să prindă echipa, să prindă locul de titular la cei cu un an mai mare, că la cei de vârsta lui, bineînțeles, titulare incontestabil. În 2016 mai bun decât 2015 pentru Unirea Alba Iulia. Știu că asta îți dorești, dar așa cum se Bineînțeles că ne dorim. Cel mai important la noi este partea financiară. De când sunt la club, partea financiară s-a de dorit, de aia n-am putut să credem. Odată, formarea noului club sportiv municipal, sunt convins că cei care vor conduce clubul vor avea resurse financiare și se vor putea descurca mult mai bine în față de ce am făcut noi în acești 4 ani. Bine, mulțumesc și mult succes, îți doresc. Cu plăcere. Și ție și domnul.